Vrei să trăiești într-un stat democratic, iar drepturile tale să fie respectate? Atunci, pe 29 iulie, fii activ și participă la demascarea oricăror nereguli legate de fraudarea referendumului. Nu uita, pe 29 iulie, fii de partea legii. Mai exact, trebuie să fiți atenți la orice tip de neregulă în ziua referendumului. Este posibil să aibă loc tentative de turism electoral și să fie transportați alegători dintr-o localitate în alta pentru a vota de mai multe ori, sau se pot oferi bani și alte bunuri pentru a vota într-un anumit fel. De asemenea, dacă surprindeți în camera de vot mai multe persoane, nu stați pe gânduri și anunțați-ne la numărul de telefon 0252 320 320. Trebuie doar să fotografiezi sau să filmezi tot ce ți se pare suspect. Dovezile tale în fața justiției pentru dovedirea fraudelor vor fi neprețuite, însă curajul tău va fi răsplătit de către RTS. Ca să înțelegeți cât de important este să fii curajos, în ziua referendumului trebuie să știți că 1775 de persoane sunt cercetate pentru că au dat sau au primit mită electorale la alegerile locale din iunie. Împreună putem lupta pentru un stat democratic și pentru alegeri corecte. Legea consideră mită electorală orice oferire de bunuri materiale sau bani, ori foloase materiale în schimbul votului, iar orice tentativă de acest gen se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. În cazul în care obțineți dovezi că anumiți indivizi încearcă să fraudeze referendumul, trebuie ca ele să ajungă la RTS, iar noi vă vom răsplăti curajul. O ramă foto digitală și mai multe telefoane mobile așteaptă să fie câștigate de românii curajoși și hotărâți să lupte pentru o Românie democratică.